Și la undeva prin clasa 10-a, 11-a, țin minte că a început mania hainelor de firmă. Atunci au apărut. Era perioada aia în care, în momentul în care apărea la un moment dat un tânăr care avea niște Adidas originale, era un fel de pelerinaj pe la Sfânta Parascheva. Toți vreau să punem mâna pe Adidas și bă, chiar sunt original. Nu ne venea să credem. Și țin minte că, având complexul ăsta de inferioritate, m-am dus într-o zi la mami și la tati și am zis: mami, tati, vreau să am o discuție foarte serioasă cu voi. Au zis: dragul mami, no, dacă e așa serioasă, hai să vorbim. Și au zis: mami, despre ce e vorba? Zic: mamă, uite care e treaba. Toți, bine, am exagerat, toți din liceu au, numai eu nu am. Și ce vrei să spui? Mami, îmi trebuie să cumpărați măcar o pereche de Adidas, așa măcar un training ăsta original, dar mamă, musai să-mi cumpărați. Adică nu se mai poate, toți au, singurul care nu am. Și în momentul ăla, țin minte că o întrebam mami, ea era purtătorul de cuvânt al familiei și șefa de comitet, zis: mami, bun, cât costă aia? Și țin minte când i-am spus cât costă, au zis: ferească Dumnezeu. Asta a fost replica ei. Și au zis: Doamne ferește, păi mergem la Beiuș, la Târg și îți luăm noi din aia, din Plima, Ruima, aia mi-a terorizat copilăria mea, adolescența mea. Acum vreau să spun că după răspunsul ăsta foarte dezarmant al părinților mei, în mod normal ai fi fost un resemnat. Ce, după, ferească Dumnezeu, când auzi răspunsul ăsta e clar că nu o să primești. Dar țin minte că nu prea eram foarte serios atunci, prea credincios, trebuie să recunosc, deși am crescut în biserică, dar un penticostal știi ce face? Un penticostal nu renunță, crede în minuni. Și eu am început să zic: Doamne, fă ceva. Doamne, înveți complexele, înveți traumele, dar te rog, Doamne, fă cumva să am și eu. Eu să spun veste bună, știți care a fost? Că mami tot îmi invoca motivul că nu poate să-mi dea bani, că l-avem pe fratele meu care era la facultate. Și am zis: Doamne, fă ceva. Și așa a lucrat Dumnezeu într-un chip extraordinar. La vreun an de zile fratele meu s-a căsătorit și a plecat de acasă. În mod normal, vă spun, pentru o familie, când cineva pleacă prin căsătorie, dramă, e plâns, eu am fost cel mai fericit la nuntă al lui fratele meu. Pentru că făceam socotele, bă, nu mai suntem trei, suntem doi. Adică, în mod normal, veniturile la doi sunt mai mari decât la trei. Și cât de dramatic a fost nunta pentru mami și pentru atât de bucuros a fost pentru mine, slavă Domnului! După ce s-a căsătorit fratele meu și a plecat de acasă, țin minte că am prins curaj de data asta și m-am dus la mami și la tati din nou. Mamă, tată, am o frământare existențială, ce aia? Mă rog, e ceva foarte rău. Despre ce e vorba, mamă? Știți că v-am mai zis și mai demult. Bun, mami, îmi trebuie bani, vreau să-mi cumpărați, uite, Adidas, vreau și training, toți au, numai eu nu am, dar chiar vorbesc eu, că toți au, nu mai vorbesc că deja aveau telefoane, început cu telefoanele, zimănsurile preistorice din paleoliticul tehnologiei și au zis: toți au, numai eu nu am. Și din nou mă întreba mami cât costă, din nou am auzit răspunsul: ferească Dumnezeu. Și mi-a zis mami, zice: Dorel, ascultă-mă aici, noi acum avem pe soră ta, sora mea era clasa 12, eu eram a 11, ok, și bun, dar și o să al vostru, și tu ești al nostru, dar și, nu, mă rog, ea e fată, mamă, și o să al vostru, zic, te iubim, Dorel, nu-i vorba, dar ascultă aici ce-o zis, ea e fată, ok, acum termină clasa 12 și, păi noi avem 4 nunți în vara asta, ok, sora ta nu poate să meargă la 4 nunți cu aceeași poșetă, cu aceeași, atunci, după ce m-am căsătorit, am înțeles cum e treaba asta, căsătoriți-vă cei care nu se vedeți cum e treaba, cu asortatul, cu, mă rog, nu există dramă mai mare pentru o femeie decât să se trezească la o altă nuntă că cineva e îmbrăcat identic cu ea, că s-o prăbuși și pleacă de la nuntă după aia. Le-am învățat mai târziu astea. Și am zis: mamă, ok, dar o zis, dragul mami, noi acum o avem pe soră ta, ei trebuie să-i cumpărăm, e rândul ei. Penticostalul din mine a strigat disperat. Mai că cântare, am strigat la tine, Doamne, și m-ai ascultat. Știți cum a lucrat Dumnezeu, mă credeți sau nu? La niciun an de zile. La niciun an de zile, după ce o termina clasa 12, sora mea s-a măritat. Oh, glory day! Vreau să vă spun acum, dacă la frate meu a fost cum a fost, când a plecat fata mami și a tati de acasă, pe vă sub bocet, a fost lacrimi. Michael, citam pe Biji, din jale în jale a fost acolo la nuntă, dar vreau să vă spun, cel mai bucuros dintre toți am fost eu. Am zis, vă spun, atât de fericit am fost. A doua zi după nuntă am zis, s-o pleca sora mea de acasă și m-am dus la mami și la tate și am zis, acum e rândul meu.
Și atunci au zis, mami, într-adevăr, Dorel, nu, no, tot ți-am zis până acum, mai așteaptă, acum e rândul tău, în sfârșit, slavă lui Dumnezeu. A fost o perioadă minunată a vieții mele. S-a meritat așteptarea asta. De ce vă spun asta? Știți, pentru că în toată perioada asta de vreo 2 ani jumate, cam cât a durat perioada mea de așteptare, până am, Dumnezeu mă binecuvântat să plece frații mei, a fost o perioadă, vreau să vă spun, în care foarte des auzeam de la mami și de la tati cuvântul mai așteaptă, încă nu-i vremea. Încă nu-i vremea. Știți, când ți se zice de foarte multe ori, din multe părți, nu-i vremea, mai așteaptă, vreau să spun, întotdeauna expresia asta pentru mine a fost în partea vieții, a fost o expresie care nu o sufeream. La 18 ani și jumătate am avut un moment de întâlnire reală cu Hristos. Am avut un moment de întoarcere la Dumnezeu destul de dramatic, pentru că pe perioada aceea nu mai mergeam la biserică, ci o luasem razna, eram prin discoteci și țin minte că într-o zi de vară, undeva în anul 2003, am avut o întoarcere dramatică la Hristos și vreau să vă spun care a fost sentimentul meu. Primele mele rugăciuni erau alea: cere și ți se va. Asta era versetul meu favorit. Bate și ți se va deschide. În euforia aceea dragostei din tâi, în descoperindu-L pe Hristos, și am avut sentimentul că, știți cumva, eu nu mă cer și Dumnezeu dă. Și că am credință să nu munți din loc. Și am crezut, credeți-mă, așa în euforia primelor săptămâni și luni de zile în relația cu Dumnezeu, am crezut că la Dumnezeu lucrurile vor fi total diferite. Adică eu mă rog și cade din cer. Da, vine drona, aduce binecuvântarea și-s fericit. Numai că a trebuit să înțeleg într-un proces lung și încă Dumnezeu mă mai șlefuiește în zona asta foarte mult. Am înțeles că, dragii mei, de foarte multe ori în viață, ascultați-mă, te rogi pentru lucruri bune, te rogi pentru lucruri corecte, biblic, te rogi pentru lucruri pe care Dumnezeu spune să te rogi pentru ele. Și tot ce face Dumnezeu, uneori știți ce face? Pur și simplu te ia deoparte și te pune undeva pe un scaun din ăsta spiritual, dacă vreți, într-o sală mare de așteptare. Imaginați-vă o sală imensă de așteptare, grade nord, mică, dar o sală imensă în care sunt mii și mii de oameni, da? Și mii și mii de cereri. Și tot ce face uneori Dumnezeu cu tine este să te așeze undeva și să spună: așteaptă aici până când îți spun eu. Și a fost lucruri, dragii mei, pentru care am început să mă rog și m-am rugat jumate de an, m-am rugat un an de zile, m-am rugat 2 ani de zile și nu veneau în viața mea. Dar în momentul în care am citit viața lui David, am înțeles, dragii mei, că Dumnezeu face ceva în mod intenționat în direcția asta. Știți de ce? David, dragii mei, are la un moment dat, e într-o vârstă foarte fragedă, are 16 ani, e cu oile undeva departe de casă, da? Și vine un frate de-a lui frustrat că nu a fost ales de către Samuel, a pierdut preselecția, și vine un frate de-a lui și spune: bă, treci acasă. Dar ce-i, hai că te-a chemat tata să vii până acasă. Și momentul ăla, imaginați-vă, ceva mai târziu, ajunge David în casa lui tatăl său, Isaia Betlehemitul, și în fața lui e Samuel. Și Samuel e șocat și David e șocat și el. Amândoi probabil surprinși unul de celălalt. Și momentul ăla se uită Samuel și a zis: Doamne, sigur e ăsta? Ești sigur? Adică Dumnezeu spune, el e. Nu te uita la cum arată, nu te uita la... Are ceva special în el. Și momentul ăla îmi imaginez cadrul, scena aia, și Samuel e speriat și șocat într-un fel, cu toată experiența lui cu Dumnezeu, dar David cu atât mai mult, are 16 ani. Spune cuvântul Dumnezeu că a turnat cornul cu un delemn acela peste creștetul capului lui David și îmi imaginez scena în care Samuel l-a ridicat de pe genunchi și a zis: bă, băiete, ascultă aici, pe tine Dumnezeu te-a ales să fii împăratul lui Israel. Acum 10 minute recitai Miorița, nu? Erai la oi și peste 10 minute afli că Dumnezeu te-a ales împăratul lui Israel. Adică la 16 ani e ceva wow. Știți ce am crede noi? Acum, dacă am rămâne aici în 1 Samuel 16, am crede, wow, ce fain, un scenariu de la Hollywood, foarte fain, wow, a mers David, s-a dus la palat, Saul i-a dat tronul și a zis: bine ai venit, de când te așteptam, urcă-te, ia-ți tronul. Nu așa am crede. David, dragii mei, are 16 ani când Dumnezeu îl unge prin Samuel ca să fie împăratul lui Israel.
Dar până să ajungă pe tron, până să ajungă rege, propriu zis, urmează nu un an, nu doi, nu patru, nu cinci, nici măcar zece. Urmează 14 ani de așteptare. 14, bă-ți, greu să și numeri, da să-i trăiești. 14 ani de așteptare. Și vreau să vă spun că o mare parte a acestor 14 ani de așteptare sunt ani în care David pur și simplu este hărțuit de către Saul. Este în pericol de moarte aproape în fiecare zi. E momentul în care, uitați-vă, 3000 de oameni, zice cuvântul lui Dumnezeu, aleși pe sprânceană, adică un fel de trupe speciale vremilor noastre, da? Cele mai bune forțe din Israel, împreună cu Saul, erau pe urmele lui David să-l prindă și să-l omoară. Ei, 14 ani, gândiți-vă, din ziua când Dumnezeu îi spune prin Samuel, vei fi împăratul lui Israel, Dumnezeu te-a ales, te-a uns, și trec 14 ani până când ajunge pe tron. E o perioadă foarte lungă, e o perioadă grea, dragii mei, de o perioadă necesară în care Dumnezeu îl șlefuiește pe David. Pentru că, vedeți dumneavoastră, există anumite binecuvântări pentru care ne rugăm în viață și trebuie să te rogi, pentru că sunt biblice și trebuie să le ceri prin credință. Dar știi, Dumnezeu nu ți le poate da pe moment. Dumnezeu nu ți le poate da poate nici anul ăsta. Dumnezeu nu ți le poate da nici peste 2 ani. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să șlefuiască în tine un caracter puternic, pentru că dacă ascultă-mă, Dumnezeu te-ar binecuvânta cu ceea ce ceri astăzi, binecuvântarea aia s-ar putea să fie un blestem pentru tine. Te-ai gândit la asta? Știți că noi, gândiți-vă, Dumnezeu nu e un tată irresponsabil. De foarte multe ori am văzut sindromul părinților irresponsabil. Adică poți, cum să-i dea la un copil de 18 ani care are o lună de zile experiență de șofat să-i pui în mână o mașină de 60, de 70 mii de euro? Ți-o cerut și ai dat-o pentru că-l iubești. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu e irresponsabil. Dumnezeu îl pregătește pe David, Dumnezeu îl șlefuiește pe David, Dumnezeu îl trece pe David prin diferite situații și circumstanțe, pentru că Dumnezeu vrea să facă din ăsta, din David, un mare războinic. Și pentru asta a trebuit, dragii mei, să fie o perioadă de așteptare. Așteptarea, trebuie să recunosc, și asta am văzut-o în ultimii ani de slujire și în consiliere și cu generația tânără de foarte multe ori, vreau să vă spun, pe lângă probleme de natură morală, despre care le vorbim foarte mult, droguri, țigări, în fine, curvie. Dar vreau să spun, pe lângă toate acestea, am observat că există o mare problemă a generației tinere, la care cad tot mai mult și îndrăznesc să spun, cad pe capete. La testul așteptării se cade foarte mult astăzi. Așteptarea, dragii mei, privită de către unii, pare un blestem, dar de o binecuvântare. Pentru că această așteptare, dragii mei, e perioada în care Dumnezeu lucrează și șlefuiește noi, ne formează. De foarte multe ori, știți care e marea ispită a diavolului? Să te facă să privești așteptarea ca pe un timp irosit. Și asta este o mare distorsiune pe care, din păcate, uneori diavolul reușește să o producă la nivelul gândirii noastre. În seara asta, gândiți-vă, 14 ani de așteptare. Vreau să ne uităm la David și vreau să vă predic despre luptele celor care așteaptă. Luptele celor care așteaptă. Și când vorbesc de așteptare, vorbesc de așteptarea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Poate că binecuvântarea asta înseamnă căsnicie pentru tine. S-ar putea ca așteptarea asta, binecuvântarea pe care o aștept, să însemne poate un domeniu profesional în care te pregătești și vrei ca Dumnezeu să te ridice un pas mai sus. Probabil că e vorba de alte și alte lucruri. Ascultă-mă ce spun. Există lupte puternice în care ești implicat când aștepți binecuvântările lui Dumnezeu. Și vreau să vorbesc tocmai despre luptele celor care așteaptă. Și prima mare luptă pe care trebuie să o dai când aștepți binecuvântările lui Dumnezeu, va trebui să te lupți cu ispita de a grăbi lucrurile. Când aștepți binecuvântarea lui Dumnezeu, ascultă-mă, trebuie să biruiești ispita de a grăbi lucrurile. Acum, de ani de zile, imaginați-vă scena asta, de ani de zile David e hărțuit de către Saul. De ani de zile omul ăsta e în pericol aproape zi și noapte, în mod permanent. Și gândiți-vă, într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai exact noaptea, într-o noapte, David, fugind din calea lui Saul, care vine cu 3000 de oameni bine echipați, bine pregătiți, spune Biblia că s-a ascuns în fundul unei peșteri. Și în aceeași peșteră, culmea este, în aceeași peșteră, vine cine? Vine Saul cu oamenii lui și culmea este că și-a dorm. Ăștia dorm duși. Acum, gândiți-vă, dragii mei, puneți-vă în locul lui David puțin, pentru că eu m-am așezat în locul acestui personaj scriptural fascinant. Și m-am gândit, ok, Dorel, de erai acolo tu în peșteră aia, ce ai fi făcut? Credeți-mă că așa aș fi tăiat capul lui Saul fără să stau pe gânduri. Și știți de ce? Pentru că a doua zi,
David, dacă ar fi făcut gestul ăsta, era împărat. Dacă David, dragii mei, și-ar fi făcut dreptate, dacă vreți, cu mâinile lui, în momentul următor, în secunda următoare, a doua zi, când Saul era, se constata decesul lui Saul, David era împărat. Simplu. Și cu toate acestea, uitați-vă la David, dragii mei, e omul care biruie ispita de a grăbi lucrurile în viață. Pentru că știți care este frustrarea noastră de foarte multe ori? Noi avem impresia, dragii mei, că pare că Dumnezeu nu imprimă direcția potrivită binecuvântărilor vieții noastre. Și știți care e mare ispită pe care vă spun și eu de foarte multe ori am căzut în ea? Ideea de a-i da o mână de ajutor lui Dumnezeu. Doamne, n-ai vrea să-ți dau și o mână de ajutor? Eu știu că mâna ta va deschide ușa, dar, Doamne, hai că te ajut și eu să grăbim puțin lucrurile. Știți, noi suntem țara românii, România, o țară fascinantă, suntem oameni care avem vorbe de duh, dar nu prea le împlinim. Știți că o vorbă de duh românească spune că graba ce face? Strică treaba, corect? O știm, dar tot stricăm foarte, mai zdorel, mai vorbesc. Vă dau un exemplu. Nu știu cum e în București, dar eu vă spun un fenomen care a luat amploare în perioada pandemiei, dar acum e deja dezvoltat. Deja e o chestie de reflex. Am observat un fenomen interesant în zona căsătorilor. Dacă până în pandemie se decideau mai greu ai noștri, am observat că între, știți că erau cocoașă, platou, aveam noi etapele alea în pandemie cu vaccinările, cu stătea. Țin minte că am început să observ un fenomen de accelerare a căsătorilor. Dom'le, tinerii treceau peste etape importante în cunoaștere, în asimilarea celuilalt. Gata, ne căsătorim. Țin minte că la un moment dat primesc un telefon de la doi tineri care vreau să se căsătorească. Prindeau o fereastră de timp promisă de guvern că încă se pot face nunți în aer liber. Cu măști, mă rog, cu distanțare, cu de toate. Ei, țin minte că au venit la mine doi tineri, ea era din oraș, el din diaspora, dintr-o țară, nu vă spun, Germania, în fine, tot acolo, și au venit la mine amândoi pentru că vreau să se căsătorească și să mă invite să predic la nuntă. Mă, îmi plac nunțile, recunosc. Și vouă, știu că vă plac, mai puțin că trebuie să dați bani, dar este fain. Nunțile sunt chiar lucruri frumoase. Și am zis, bă, ce fain, uite, mă cheamă doi tineri la nuntă și am zis, uite, principiul meu următorul, când trebuie să merg să predic la tineri care nu sunt la mine din biserică, nu-i cunosc, vreau măcar să am o întâlnire cu ei. Adică să știu cine, ce hram poartă, mă rog. Și au venit amândoi la mine la biserică. Pace, pace, Domnul să vă bine, pace, zic, așezați-vă. Și acum încep să discut cu ei și zic, mă, cum sunteți? No, bun, fain, tu ești din Germania, am înțeles, Oradea, da, fain. Păi cum v-ați cunoscut? Pe Facebook. Super, fain, wow, extraordinar. Și zic, bun, deci, și când veți să vă căsătoriți? Păi zice, peste două luni de zile, cu tare. Păi zic, fain, dar zic, dar de cât timp vă cunoașteți? De trei luni de zile. Trei luni de zile. Wow, bă, mare voi credința. Dar zic, bun, trei luni de zile, dar fizic de câte ori v-ați întâlnit până acum? Asta e a treia oară. Wow. Băi, vă spun sincer, am așa. O văzut că sunt puțin nedumerit și o zis el, o zis, frate Doră, știu că pare așa șocant că n-am de puțin timp și vrei să ne căsătorim peste două luni, dar zice, așa de bine ne înțelegem, nu e așa, honey, era iubire. De... Au zis, încât zice, nu ne-am certat nici măcar o dată, bă, crești în trei luni de zile, mai mult discuți pe WhatsApp și pe Facebook, cum să te cerți? Adică îi va fi culmea. A treia oară fizic te vezi și vei să-i ziceți. Dar stați să vedeți miracolul. Doar îl strică unele lucruri. Și zic, bun. Știți, acum de multe ori noi punem, Domnul mi-a pus pe inimă, mi-a descoperit, oameni, hai să luăm. Haideți să spunem instinctul pastoral. Zic, bun, vă căsătoriți peste două luni de zile, zic, dar unde veți locui? Deci v-ați hotărât, nu? Unde stați? Și am văzut așa o... Ea s-a uitat la el, frate Dorer, eu locuiesc în Germania, am un job foarte bun, câștig, nu știu, 2500 de euro pe lună, așa, vom locui în Germania. Acum eu să-l ajut că e bărbat, zic, da, într-adevăr, femeia merge după bărbat, mă rog, în fine. El, da, 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 amin, așa e. Ea puțin descumpăită, da, 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 să zicem că da. Ok, bun. Până aici și totuși, ceva mă face să mai pun o întrebare. Zic, bun, am înțeles, locuiți în Germania, dar unde mai exact? Și a s-a uitat mai tare la el. Și a zis, frate Dorel, zice, eu locuiesc cu părinții,
Dar avem un apartament mare, 4 camere, acolo, așa, și știi, avem o cameră noastră, nu ne deranjează nimeni. S-a uitat la el. Nu mai fost Hani, a fost Dragă. Și mi-am dat seama că e o problemă. Nu mai Hani, era Dragă, era în română deja. Și a zis, Dragă, zice, ascultă, eu nu stau cu mama ta și cu taică tău. Dar draga mea, zice, tu știi cât facem economie, că e, nu știu, 800 de euro chiria, că vute, economisim și punem. Bă, tu înțelegi că eu nu stau cu maică ta și cu taică tău, punct. M-am uitat la ei, am un mod normal, ai fi intervenit ca păstor, știi, iată, vine un sol de pace să... De-aia am lăsat. Și am crezut că la Roland Garros, acolo, la un moment dat, în tribun, era o replică de la un fileu la altul, și a început. Și am asistat la o minune, prima ceartă din istoria acestui frumos cuplu. 15 minute eu am stat, am zis, bă, cred că vreau o cafea, dacă nu se poate... Food Panda, comandăm ceva până vă terminați voi. Știi, cearta, ce mi s-a părut fascinant este următorul aspect, este că m-a stat să mă lăștea. Bine, nu știu, vă spun sincer, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, o pleca supărați, certați, că am zis, mai ok, acum mai am pe cineva la întâlnire, dar n-am mai primit niciun telefon, nicio invitație la nuntă. Sper să nu fi distrus ceva, vă spun. Știu că Blaga zice, nu strivesc corola de minunea lumii. Dar totuși, asta să mă gândesc, ce îi face pe unii oameni să se treacă peste niște etape importante în viață, doar că vrei așa, gata și tot, să scapi de un complex. Știți care e ideea? Că noi de foarte multe ori, dragii mei, pentru că ne-am săturat să așteptăm binecuvântările lui Dumnezeu, ne pripim. Graba strică treaba. Știți care e marea problema cu ispita asta de a grăbi lucrurile? Când te grăbești, o iei înaintea lui Dumnezeu. Și momentul în care o iei înaintea lui Dumnezeu, momentul în care nu ești în pas cu Dumnezeu, și ce se întâmplă? Vei rămâne singur. Pentru că Dumnezeu nu vine după tine. Marele risc, ascultă-mă, când vei grăbi lucrurile în viață, când vrei gata, binecuvântare, mai repede, Doamne, hai că deschide o ușă, hai tu după aia. Nu merge, pentru că vei rămâne singur. Pentru că vei rămâne singur. Și una dintre marile ispite pe care trebuie să le biruiești este ispita de a grăbi lucrurile. A doua mare ispită, dragii mei, când aștepți binecuvântări, luptele celor care așteaptă, a doua mare ispită pe care trebuie să o biruiești este ispita de a interpreta greșit anumite lucruri. E prima ispită de a grăbi lucrurile în viață, graba strică treaba, am văzut, dar a doua mare ispită este și va trebui să o biruiești, va trebui să biruiești ispita de a interpreta greșit anumite lucruri. Bun. Sunt foarte sincer cu voi și dacă n-ar fi așa, vă spun sincer, n-aș fi decât un mare fariseu. M-am pus în locul lui David, fiind în peștera aia, să aștepți de ani de zile să ai un om pe nume Saul care efectiv îți a terorizat viața, ți-a distrus din rețea. Îi pe urmele tale vrea să te omoare, corect? Și dintr-o dată, culmea este că într-o peșteră tu te ascunzi, te ascunzi în fundul peșterii și în aceeași peșteră, culmea în aceeași peșteră, vine Saul cu oamenii lui și nu numai că vine, dar adorme. Fiți atenți puțin. Zice Biblia că oamenii care erau cu David, și ăștia erau numele de vreo 400, Saul avea 3000, David 400. Fiți atenți. Însă, ce spuneau oamenii ăștia? David, iată ziua în care Domnul zice. Prorocie pe loc. Na, acum vă rog să fiți atenți puțin cine erau prorocii ăștia ca să înțelegeți mai bine lucrarea lor. 1 Samuel, capitolul 22, cu 2, dacă vă rog și se poate afișa. Numai puțin să vedeți detaliul ăsta. 1 Samuel 22, cu 2. Fiți atenți cine erau oamenii care proroceau în peșteră. Toți cei care se aflau în nevoie, care aveau datorii la ANAF, care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Oamenii ăștia își le fui Dumnezeu. Dar atenție! Gândiți-vă, când ăștia îl văd pe Saul că doarme la picioarele lui David, ăștia pregăteau polizorul să ascută sabia. David, taie capul! Și acum,
haideți puțin să o luăm, da? Deram eu acolo în locul lui, deram în locul lui David, în numele Domnului, așa aș fi tăia capul ăla. Și de ce? Pentru că Domnul mi l-a adus. E semn de... Adică, ce coincidență, frate, asta e providența lui Dumnezeu. De-a seama că lucrează Domnul, ți-l-a adus direct la picioarele tale. Numai să-l omori. Câți de aici n-am fi pus voia Domnului? Câți de aici n-am fi spus că e un semn de la Domnul? Că asta au zis ea. Eu nu știu dacă atunci s-a scris cântarea aceasta e ziua Domnului, dar cred că e 400 o cântat-o pentru prima dată acolo. Iată ziua în care Domnul, uite, noi scăpăm de probleme. În sfârșit, tai capul! Și ce face David? Șocant. David zice, nu. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună David, știi ce spune? Asta nu-i semn de la Domnul că trebuie să-l omor. Aici nu-i niciun semn. Știți ce aici? Dumnezeu îmi testează mie răbdarea. Și în loc să-i taie capul, zice Biblia că eu te ia ce? Costul de la haine. Vreau să vă spun asta și cred că o știți bine sentimentul ăsta. Oameni buni, când ești disperat în viață, când te-ai săturat să aștepți, vreau să vă spun un lucru. Stai aici în București la intersecție și spui, Doamne, dă-mi un semn dacă e de la tine. Doamne, fă să se facă verde. Pac, s-a făcut verde după 10 secunde. Aleluia, de la Domnul, mă duc, mă căsătoresc. Știți de ce? Pentru că de foarte multe ori când ești disperat, vei forța anumite lucruri în care tu spui că Domnul îți vorbește. Vreau să vă spun un lucru din capul locului. Cred din toată inima că Dumnezeu, circumstanțial, excepțional, îți poate vorbi prin semne. Mie mi-a vorbit. Dar mă știu un lucru. Că atunci când ești disperat și când te-ai săturat să aștepți, există momente în care dacă nu ești atent, tu o să spui că Domnul ți-a dat nu știu ce semn. Am întâlnit cu ani de zile în urmă un frate păstor, acum e la pensionare aproape. Și mi-a zis așa, frate Dore, deci vreau să spun o experiență de-a vieții mele. Am terminat teologia pe la începutul anilor 90. Am terminat teologia. Și o zis așa, tot era faină la mine, o singură problemă aveam, n-aveam soție. Toți, biserica, se rugau, era mai ceva ca la lista de bolnavi pus la cauză de rugăciune, să se însoară fratele, că bă, nu te putem ordina dacă nu ești, nu te putem face diacon, prezbite, nu te putem ordina dacă nu ești însurat. Și-a zis că, nu, se rugau toată biserica pentru mine și-a zis, eu eram din la cu semne, penticostal cu semne, deci cu semne, frate. Și-a zis, am ajuns la o biserică, primesc o invitație odată la o biserică undeva la 25 km departare de casă, primesc o invitație, frate, am auzit că ai terminat teologia, n-ai vrea să vii să duci la noi duminică? Ba da, cum să nu? Pac, s-o duce, m-am dus. Când am ajuns în fața bisericii, am zis așa, Doamne, dacă viitoarea mea soție e din biserica asta, vreau să pun, eram cu Gedeon, cu semnele, cu lână acolo, uscată, cu roa, și-a zis, Doamne, primul lucru, când voi fi la amvon, nu mă uit niciodată în stânga. Deci, dacă să vă mai poziționa niciodată în partea stângă, că unii pun semnele astea. Zice, Doamne, zice, dacă în partea dreaptă o să fie o fată, unu, ăsta e primul semn, în partea dreaptă, doi, dacă asupra ei va fi o lumină specială, Doamne, ăsta e semn că-i... Păi, cum două semne, adică o pus, nu unu, așa, o lână ai... Zice, m-am dus, o terminatura de rugăciune, nici nu m-am uitat, m-am rugat acolo și am ajuns la amvon. Am citit textul, au pus frate corul mix, fanfara, toate alea. Și zice, la un moment dat, în stânga nici nu m-am uitat, m-am uitat în dreapta. S-a unță corul, nu știu care, mix, abar, n-am cânt o cântare. Și se ridică corul, erau vreo 30, acolo 40 în cor, cor destul de mare. Și au zis, erau niște becuri din alea, frate, de care coboră, candelabre alea care coboară din cer, așa, știi, din biserică. Și o să se ridică o soră cu capul exact deasupra luminii alea. Și mai era și blondă, zice, uai. Și când am văzut-o în dreapta, sub candelabru, o, avea o lumină asupra ei, zice fratele, Doamne, îți mulțumesc că mă căsătoresc. Efectiv, am zis, Doamne, aleluia, mi-ai răspuns la semn. Perfect. Să termină programul, fiți atent. Și vreau să mă duc să-i spun fetei că vezi că noi doi ne căsătorim. Ea nu știa, dar eu știam deja, în credință. Și ce am vrut să mă duc să-i spun deja că, uite, Domnul, așa, mi-a dat un semn, la care am zis, fii atent, Doamne, îți mai pun un semn. Știu-te cu Gedeon, totuși, mai pune și a doua oară. Doamne, mai pun un semn. Dacă în următoarele 3 luni de zile, frații din biserica asta mă mai cheamă o dată la predică și o soră va fi tot la dreapta, tot sub bec,
a mea. O zis, trebuie să recunosc acum, mai târziu, gândindu-mă că o trebuie mare credință, mai chem a doua oră să mai predic, la cum am predicat prima dată. Dar minune de la Domnul, peste două luni de zile primesc, frate, mai poți să vii la noi, haleluia, vin, gata, mamă, tată, vezi că mă căsorez, pregăti sale, nu, toate, căutați ceva. Dar ce Domnul mi-o dă? Deci m-am dus, m-am rugat din nou pe genunchi, intru la amvon, mă uit în dreapta, era acolo, corul mic, sora, acolo, sub bec, luminată, haleluia, bucuros, am vrea să rup amvonul de bucurie, predica, cu Reinhard Bonnke, copil mic pe lângă mine, a zis. Să termină programul și vreau să mă duc să-i spun, nu aveți că pe data de 24 iulie ne căsătorim, așa am vrut să-i spun aproape, zice, eram prin de credință că e a mea. Și totuși ceva spune, bă, întreabă și pe păstor. Nu strică o părere în plus, frate păstor. Eram bucuros, zice, Dorel, aveam un zâmbet, cred că așa. Eu zic, frate păstor, da, frate, vreau să vă întreb, ce ați putea să-mi spuneți despre sora asta, tânăra asta? Și eu zic, păstorul, bă, frate, zice, recunosc eu multe, așa, nu pot să spun, dar uite, bărbatul e acolo. Întreabă-l pe el, zice, că îți poate spune mai multe. Zice, frate Dorel, în ziua aia, nu, atenție, exact ideea asta mi-a împărtășit-o și el, zice, Dorel, nu că Dumnezeu nu-ți poate vorbi și uneori o face, cred din toată inima, dar știți care e ideea? Când ești disperat, când te-ai săturat să aștepți, o să vezi peste orice numai semne. Știți unde e partea frumoasă la David? Păi fascinant omul ăsta, sincer. E absolut înălțător David, unde 400 de oameni zic, e de la Domnul. Iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău, mâine tai, fă ce-ți vrea plăcerea ta, taie capul. Și David, știi, nu? E test. Dumnezeu îmi testează răbdarea, cum vă testează pe unora acum la predica asta. Luptele celor care așteaptă, a treia mare ispită pe care trebuie să o biruiești, e ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Când aștepți binecuvântările Dumnezeu în viață, va trebui să biruiești o a treia mare ispită mai apoi. Uitați-vă, ispita de a răspunde cu aceeași monedă. David spune cuvântul Domnului că după ce se coboară Saul din pește, după ce pleacă împreună cu oamenii lui, după ce au rămas cu suvenirul ăsta, cu colțul hainei lui, zice că începe să strige în gura mare, împărate, hei împărate, uită-te la mine. Știi ceva? În noaptea asta ai fost în mâinile mele și o leacă-i părăcios, să recunoaște, zice, oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar eu nu te-am omorât. Și spune, știi ceva împărate, uită-te aici, fii atent, judece Domnul între mine și tine, dar știi ceva? Eu nu mă răzbun pe tine. Pentru că, zice David, răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. Știi ceva? Eu nu mă voi răzbuna pe tine. Punct. E treaba lui Dumnezeu. Nu vă gândiți ce fascinante sunt cuvintele lui David, pentru că, dragii mei, pe vremea era legea talionului. Parcă David, dragii mei, anticipează ceea ce spune mult mai târziu omului Dumnezeu, Pavel, în Roman, și spune, nu vă răzbunați singuri, fraților, pentru că răzbunarea cui este? A cui răzbunarea? E lui Dumnezeu. Adică știi ce fac? Când eu mă răzbun, mă bag în treaba lui Dumnezeu. Nu-i treaba mea să fac lucrul ăsta. Și cea mai mare, una dintre marele ispite, ascultă-mă, când ai câte un Saul din ăsta în viață, și cam toți avem câte unul, dacă nu mai mulți. Și când ai câte un Saul din ăsta în viață care efectiv îți face zilele fripte și efectiv îi porbe tai și te hărțuiește și îți pune la încercare toată răbdarea, ascultă-mă ce spun. Va trebui să biruiești ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Va trebui să biruiești ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Warren Wiersbe, e un om al lui Dumnezeu, spune, așa de frumos sintetizează, el zicea în felul următor, zice, noi ca oameni ne raportăm la alți oameni pe trei nivele. Primul nivel, spunea, și cel mai groaznic este nivelul demonic. Și ce înseamnă să te raportezi la un alt om la nivel demonic, satanic chiar? Când cineva ți-a făcut bine, tu se faci rău. Al doilea nivel, spunea el, de relaționale, de la om la om, este nivelul uman. Mi-a făcut bine, îi fac bine. Mi-a dat like, îi dau like. Mi-a lăsat un coment pe Facebook, dar las că spune, tai să vezi tu aici, pregătesc armata de troli aici. Și spunea el, există un al treilea nivel la care prea puțin creștini mai ajung astăzi.
e nivelul divin. Să faci bine unui om care ți-a făcut răul. Hai să ne întrebăm puțin, mă întreb pe mine, nu vreau să merg mai departe, Dorel, de cât de multe ori ai ajuns în ultima lună la nivelul divin? De cât de multe ori ai putut să te rogi pentru ea care te bleastă-mă? Să binecuvântezi pe cei ce te bleastă-mă? De câte ori ai putut să te rogi și să spui din toată inima, nu fă țarnic, Dumnezeu să te binecuvânteze, mă rog pentru tine. E un nivel la care Dumnezeu ne cheamă să luptăm, dragii mei. Pentru că legea talionului, noi trăim în vremea harului, știi, credincioșii, noi creștinii suntem cu harul. Dar noi știți unde vrem har? Numai între noi și Domnul. Când între noi și oameni vrem numai talion. De prea multe ori. Citit un lucru care m-a marcat efectiv, una dintre cele mai sângeroase lupte, bătălii din primul război mondial, s-a dat în Turcia, pe coastele Mării Marmara, la Gallipoli. O luptă sângeroasă în 1917 și la un moment dat un ofițer britanic este prins de către turci și este dus la Istanbul să fie interogat. Deținea informații despre poziționarea vaselor maritime, mă rog, și l-au dat pe mâna unui călău, unui torționar care știa să bată. Călăii știu să bată, pentru asta aveau efectiv o meserie a lor. Și l-au bătut, l-au dat pe mâna unui călău din ăsta ca să scoate informații din gura lui. Și ăsta l-a bătut groaznic, vreo două săptămâni, dar l-a bătut, oameni buni, până încât aproape să moară și iar înapoi se oprea. Pentru că ăștia știu cât să bată. Efectiv să-ți distrugă viața. Și după două săptămâni în care efectiv ofițerul ăsta britanic abia mai putea să respire aproape. După vreo două săptămâni de tortură permanentă, a venit călăul ăsta turc în celula aia acolo și avea o Biblie pe care o găsit-o asupra acestui ofițer britanic, o Biblie mică. I-a pus bocancul pe față și rupea pagini din Scriptură. Și a zis, zi-mă creștine, hai! Și efectiv spunea, lovea cu bocancul în față. Zi-mă creștine, n-o zi-mi acum ce poate să facă Iisus pentru tine? Hai spune-mi și mie, Hristos ăsta al vostru, al creștinului, ce poate să mai facă pentru tine, că uite-și la picioarele mele? Și au zis ce răspuns îi dă ofițerul ăsta britanic. Acum Hristos îmi dă puterea să mă rog pentru tine și să te pot iubi. Atâta de șocat a fost călăul ăsta de răspunsul pe care l-a dat ofițerul britanic, încât conform mărturii lui de ani de zile mai târziu, a fost pentru ultima dată când a mai bătut pe cineva. În ziua aia a plecat din postul ăla de călău, a renunțat la tot. Un an de zile, doi mai târziu, l-a descoperit pe Hristos, l-a căutat pe Hristos, pentru că nu mai dădea pace. L-a căutat pe Hristos și a devenit un misionar în Turcia. Pentru că, oameni buni, una dintre marile ispite pe care trebuie să le biruiești când aștepți binecuvântările Dumnezeu este ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Și vreau să închei spunându-vă că mai există o ispită pe care trebuie să o biruiești. Luptele celor care așteaptă, trebuie să biruiești ispita de a grăbi lucrurile, ispita de, dacă vreți, de a interpreta greșit anumite lucruri, ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Și vreau să închei spunându-vă că mai există o ispită mare de tot pe care trebuie să o biruiești. E ispita de a lăsa garda jos. Biruie ispita de a lăsa garda jos. Și de ce spun asta? Vreau să fiți atenți la detaliul ăsta, da? Două lucruri se întâmplă în momentul în care David strigă lui Saul care e jos în vale, el e la gura peșterii și spune, împărate, uite, ai fost în mâna mea, cu alte cuvinte, te puteam omorâ și n-am făcut-o. Eu nu o să mă răzbun pe tine, știi? Eu nu o să mă bag în lucrurile astea. Și în momentul ăla, auziți, spune Biblia că se întâmplă două lucruri. Versetul 17, știți ce face, dragii mei, Saul? Gândiți-vă că Saul, dragii mei, în spatele lui erau 3.000 de oameni, în spatele lui David erau 400 de oameni. Deci avem, gândiți-vă, cel puțin 3.400 și ceva de martori. În gura mare, dragii mei, pentru că e o anumită distanță, David e sus în gura peșterii, ăsta e jos în vale. Și auziți, Saul strigă în gura mare.
Îi spune o chestie pe care n-ar fi zis vreodată, adică niciodată în viața lui. Și ce-a spus? Auziți ce îi spune? Zice, tu ești mai bun decât mine. Păi mă, oameni buni, gândiți-vă acum, cum i-a motivat Saul pe aia 3.000 de oameni când au plecat cu trupele? Bă, băieți, trebuie să plecăm la luptă. Cât? 3-4 săptămâni, o lună de zile. Va trebui să urcăm pe coaste, pe stânci, prin văgăunile munților, să-l prindem pe David. De ce? Pentru că e rău. Pentru că e rău și trebuie să-l omorâm, pentru că e un pericol pentru părăție. Gândiți-vă că eu motivat, că trebuie să le ții ca general, ca împărat, trebuie să-i un speech înainte să chem oamenii la luptă. Pentru o cauză. Și spune cuvântul Dumnezeu, dragii mei, că auziți, Saul în gura mare strigă și recunoaște, David, unu, ești mai bun decât mine. Doi. Versetul 20, cu lacrimi în ochi, ăsta e împietrit. Știți că Saul în momentul ăsta e împietrit? Știți că Saul are inima împietrită și nimica nu mai mișcă? Și cu toate acestea, gestul lui David de a nu se răzbuna. Efectiv și pe un om împietrit îl face să plângă. Și auziți ce spune versetul 20? Acum iată știu că tu ce vei face. Tu vei domni în locul meu. Păi pentru ce o chema pe ea 3.000 de oameni la luptă? Băieți, plecam la luptă pentru că David vrea să ia tronul care mi-aparține mie și fiului meu și fiilor mei pe mai departe. Nu cu asta eu motivat. David, un uzurpator de tron, unul care să pretinde că Domnul l-a chemat, dar nu l-a chemat, pentru că uitați-vă, eu sunt ales. Și în gura mare, ce face Saul? Unul, recunoaște că David e mai bun decât el, doi, și ce face? În gura mare și public, conștientizează că David va fi împărat. Nu, acum, un mic stop cadru aici. Dacă n-am citit mai departe ce se întâmplă și ce aș fi crezut eu, ca român, mă așteptam la o chestie din aia siropoasă, latina. Mă așteptam ca, auziți, când ăla zice, știu că ești mai bun decât mine, cu lacrimi în ochi, știu că tu vei domni locul meu, cu martor de față, eu mă așteptam ca David să se coboare în vale acolo, să-l ia în brațe pe Saul, să se îmbrățișeze, să, băieți, pregătiți grătarele, puneți acolo, hai, mâncare, bucurie, gata, s-o termina războiul, gata, e pace, e bucurie. Și te-ai fi așteptat la o scenă de genul să meargă ăștia așa după umăr unul cu altul, gata, s-o terminat. Și ce spune Biblia? Versetul 22. David a jurat lui Saul că, practic, nu o să-i elimine familia, că nu-i vei șterge numele din casa tatălui său. David a jurat lui Saul, apoi Saul ce a făcut? Vă rog să citiți versetul ăsta. David, zice, Saul a plecat acasă, versetul 22, 1 Samuel 24 cu 22. Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui, unde s-au dus? La locul întărit. Păi nu s-a terminat. Stai puțin, nu, gata, nu predăm armele, gata, e pace, nu. David zice, nu. Băieți, la locul întărit. Înapoi la săbii, înapoi de veche, treji, facem strajă noaptea, ziua. De ce? Pentru că David nu e prima dată când a auzit din gura lui Saul că e ultima dată. Și genul de promisiune, draga mea, ultima palmă pe care ți-o mai trag, îți promit că... Știți, unde din păcate unele familii. Copiii, tati, îți promit că e ultimul patru pe care îl mai au și... Și ce-mi place la David? David, dragii mei, e omul care biră ispita de a lăsa garda jos. Știți ce am observat în viață? Anul mare constatare filozofică, filozofic-teologică, e una simplă. E că eu sunt cel mai vulnerabil în viață când sunt euforic. Știți când suntem noi creștinii cei mai vulnerabili în viață în fața atacurilor diavolului? Nu când ești la pământ, când nu mai ai unde să cazi, ești efectiv la pământ. Dar după o victorie de asta de etapă, cum are parte David aici, sincer, ne-ar fi cuprins euforia pe toți. Am fi lăsat garda jos, rațiunea deoparte, gata, aleluia! David biră ispita asta. Titu Maiorescu a zis o chestie, zis, păzește-te a doua zi după succes. Păzește-te a doua zi după succes.
Pentru că acum poți să fii super entuziasmat. Și ce-mi place, apropo de asta, zice Biblia că Nemia se duce să reconstruiască Ierusalimul și la un moment dat Sambala cu Tobia, cu toți ceilalți, pregătesc un atac surpriză, să-i oprească pe evrei să mai construiască, să-i omoare efectiv. Și spune Biblia, zice Nemia, că Domnul a auzit, capitolul 4 cu 15, când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, cumva auziți, Dumnezeu le-a nimicit planul. Și ne-am întors cu toții la zid. Și ce m-aș fi așteptat? De la Nemia. Băieți, ai văzut că Domnul ne poartă de grijă? Ai văzut că Domnul ne păzește? Aleluia, băieți! Mistria, înapoi toți! Focusul păzit. Și ce face Nemia din ziua aia începând? Deși Domnul le-a zădărincit planul inamicilor. Și ce face Nemia? Băieți, fiți atenți. Cu o mână pe suliță și cu una la zid. Cu alte cuvinte... Știu, ești euforic, ți-a ascultat Domnul rugăciune, ai avut o biruință, te-a rugat, Domnul a ascultat, super, foarte fain. Dar ce spune Dumnezeu? Fii vigilent. Pe cât ești acum de entuziasmat, pata poți fi de praf peste 3 zile, dacă nu ești atent. Slujește, pune mâna pe mistrie, fă lucrarea lui Dumnezeu, bucură-te de harul pe care ți-o dat Dumnezeu, dar nu uita să te păzești. Cu o mână, zice Nemia, sulița și cu alta clădeam zidul. Pentru că trebuie să birui ispită de lăsă gardă jos. Luptele celor care așteaptă. Diavolul vrea să privește așteptarea ca pe un timp irosit. Vreau să vă spun, în timp ce tu aștepți, poate de 3 ani de zile, Doamne, serios, cât să mai aștept acum? Toți îți parcă realizați, Doamne, toți au primit programul prima casă, numai eu nu. Doamne, la toți au aprobat banca credit, la toți, nu știu, toți din jurul meu căsătoriți, toate sunt măritate, numai eu nu. Oameni, serios, parcă uneori frustrarea asta. Vreau să spun ceva, ai sentimentul uneori când dreptul de Dumnezeu nu creează, că Dumnezeu e plecat în concediu uneori. Vreau să spun ceva, oricât de frustrant ar părea, înțelege acest aspect și vreau să nu uiți niciodată. În timp ce tu aștepți aici, Dumnezeu lucrează în altă parte ca să pregătească binecuvântările care vor veni în viața ta. Așteptarea nu e un timp irosit. Și mai spun un lucru. Întotdeauna binecuvântarea pe care Dumnezeu are pregătită pentru mine și pentru tine merită așteptarea. Merită așteptarea. Merită să aștepți. Ani de zile uneori. Au fost etape în viața mea. Știu că sunteți într-o etapă în slujire și foarte fain. Începuturile sunt dificile uneori, sunt grele. Au fost atâtea momente, vreau să vă spun... am început lucrarea de la Biserica Argentina în urmă cu vreo 7 ani de zile la nivel de gândire, de lup gânduri pe care Dumnezeu mi-a pus în minte, după aia cu o mână de oameni și uneori mă uitam, vă spun sincer și vreau să, Doamne, dar deschide ușa, dar Doamne, unde-s promisiunile tale? Doamne, ai spus că ce aș fi vrut, vă spun, aș vrea să trec peste niște etape. Acum, când mă uit în urmă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-au deschis anumite uși, decât după o perioadă de timp. Așteptarea e timpul în care Dumnezeu te formează. E timpul în care Dumnezeu șlefuiește viața ta și îți pregătește caracterul pentru darul pe care vrea să-l pună în viața ta, pe care vrea să slujești. Cu asta închei. N-am auzit aminte, dar cred că a fost așa unul lăuntric. Doamne, a fost terminată. Am observat chestia asta cu așteptarea, poate exemplu vi se pare puțin. Eram în America, în urmă cu mai mulți ani de zile, am fost acolo invitat să predic în câteva biserici și ultima mea slujire a fost la Portland, pe coasta de vest. A fost prima dată în America, eram fericit, văzut America, bucuros. Și eram la Portland, la Biserica Agape, unde e fratele Dan Damian de la Messengers, grupul de Messengers, Narcis și Radu, toți acolo. Între timp, fratele Dan s-a mutat în Florida, dar atunci eram în Seattle și în Portland. Am slujit la ei duminică seara, după aia la aeroport direct. Trebuia să mă întorc la Chicago, 2 zile mai târziu aveam zborul spre casă. Ei, pe drum, zice fratele Dan către mine, Dorel, zice, cu ce companie zbor? Să-mi spui cu terminal, unde te duc? Mă uit, bă, zic, stai să văd. Mă uit, Spirit Airlines. Uite, frate Dan la mine, bă, Dorel, zice, dar n-am auzit de ăștia până acum. Păi zic, frate Dan, zic, nu știu, dar sună pentecostal, Spirit, Holy Spirit, așa, de-a noștri, mă, ceva. Zic, și într-adevăr, era o leacă.
ultimele două ghișee în terminalul, la parcări acolo, de la plecări, era o companie obscură din aia, un fel de Blue Air de pe vremurile noastre, care nu mai prins, nu știu dacă vine sau nu, de roșu să vină cursa. Țin minte că am ajuns acolo, am trecut de security, în fine, mă duc în aeroport, liniștit, am lăsat valiza acolo, fericit, abia aștept să mă îmbarc, aveam zborul la 10 și ceva, 9 jumate, ceva în genul, eram 160 de oameni la îmbarcare. Bun. Apare dintr-o dată anunț acolo, zborul așa, Spirit Airlines, întârziere, neprecizat. Bun, stăm, jumate de oră, nimic. După jumate de oră, o oră aproape, au început americanii să se enerveze, bă, dar nu se poate, dar complain, dar pierd conexiunea zborului, dar au început ăia, nervos, supărați. Eu liniștit. Păi, după o oră jumate deja, unii au început să plece, nu se poate, dar cât, dar știți că avionul, nu știu ce, că probleme tehnice, era una săracă acolo, tot să erau pe aia, săracă nu mai știa cum să iasă, să ascundea. La un moment dat m-a văzut pe mine, că veneam la mine, știți, era liniștit, stai liniștit. O trecut vreo două ceasă, o două ore jumate, o plecat ăia, vă spun, o plecat nervoși și au făcut, mă rog, complain-ul ăla, un fel de plângere, îți dă banii, nu știu câți, dar și-au căutat alte bilete oamenii. Am rămas la un moment dat, după vreo trei ore și ceva, mai bine, eu cu vreo 20 de mexicani. Îi dea noștri latini, ne cunoaștem oriunde lumea asta. Mexicani și eu, Dorel și mexicani, eram un 20. Trei ore jumate, ei, și mexicanii s-au enervat la un moment dat. Adică, bă, dar nu se poate, mă, nervoși. Era săraca aia de la îmbarcare, de la companie, venea la mine la un moment dat, știți, domnule, ne cerem scuze de întârzie. Zic, stai liniștită. Da, eu știu, dar eu sunt din România. Eu am mers cu CFR-ul. 4 ani. București, Oradea, 1741 acceleratul. Ce să-i spun la aceștia? Adică eu am prins pe, nu știu pe ce defileu aici, 7 ore iarna, adică blocați. Ce sunt astea două? În aeroport? Cu cafea? E ok. Aia, eu sunt din România, nu înțelegi. Ok, lasă, e ok. În fine, după 4 ore aproape de așteptare, primim vestea bună. Haleluia, a venit avionul. Bă, eram eu cu 20 de mexicani, intrăm în avion, vine la mine o stewardeză. Și zice, sir, nu știu, da, zice, am înțeles de la colegii noștri că ați fost foarte cooperant și înțelegător și că ați așteptat. Da, zic, nu, zice, știți, v-ar deranja, v-ar supăra dacă cumva vă schimbăm locul? Zic, doamnă, suntem 20 în tot avionul ăsta, zic, avem loc aici, it's ok. Nu, zice, drept răsplată pentru că ați fost foarte cooperant, v-ar deranja dacă vă dăm un loc la business class? Foarte tare. Deci mă supăr de... Unde? Băi, oameni buni. M-au dus la, știți, perdele alea, parcă cronicele din Narnia. Treci până... Bă, Dorel, trește momentul. Carpe diem acum. Am ajuns pe un jilz din ala acolo, cu monitor mare. Și-o zis, vă mulțumim, ați fost cooperat, numai cu vreo trei pe acolo. Băi. Hai să nu vă ispiteți, vă cadă glicemia ce am mâncat din jumate în jumate de oră, venea cu mâncare. Eu pe principiu, bă, ăștia nu-s ca în România, odată te întreabă. Dă-i. Vă spun sincer, aveam un telefon mai din ăsta, mai slăbuț, dar am rugat-o, fă-mi te rog și mie o poză, nu-s cu ele, vă spun sincer, nu scupă. Bă, trebuie să faci selfie, mi-am făcut, faceți-mi și o poză, bă, la business class. Am vrut să o sun pe nevastă, nu aveam, nu puteam. Bă, la business class în America, odată în viață, adică chestia aia. Și nu știu, 3 ore jumate, 4 de la Portland la Chicago. La un moment dat, așa, după ce am terminat cu pozele, cu mâncarea, că n-am mai, vă spun sincer. Asta să mă gândesc puțin, hei, ok. Și am zis, bă, da bine e să aștepți în viață uneori. M-am gândit la el, la 120, 140, cât s-o agita pe acolo, pleca, hai că pleca cu o oră mai repede decât mine. Nervoși. Păi, business class. Adică, și știți, nu vreau să vi se pară o paralelă forțată, dar știți, Dumnezeu are pregătit pentru tine și nu-i prosperiți deloc, nu predic o astfel de Evanghelie, credeți-mă, dar Dumnezeu nu vrea să-ți dea fărâme. Dumnezeu are pregătit pentru tine binecuvântări care vor fi ceva extraordinar pentru viața ta.
Dar de multe ori pentru că te grăbești, pentru că te... Doamne, dar când am așteptat? Știți, pierdem binecuvântările alea. Îți spun un lucru, merită să aștepți binecuvântarea lui Dumnezeu. Ok, hai să ridicăm în picioare. Pentru că aș vrea să intrăm într-o rugăciune și apreciez foarte mult Duhul vostru de rugăciune, Spiritul vostru extraordinar de rugăciune. Îmi place foarte mult să văd oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și în rugăciune și în închinare și se închină Lui. Dar știu că în seara asta, știu că sunt oameni aici care așteaptă binecuvântări. Știu că sunteți unii aici care de poate mult timp aștept. Sunteți într-o peșteră încă, știți, și tronul e departe. Așa, ziua aia când Dumnezeu vrea să... Doamne, puneți-vă în locul lui David puțin, când la nici 30 de ani ai probleme cu reumatismul, de la cât ai stat prin peșteri, te dor oasele. Și spune, Doamne, serios, dar erau amuz, Doamne, ce-a fost aia la 16 ani? Serios, Doamne, ce-a fost visul ăla? Doamne, ce-a fost prorocia aia la 16 ani? Doamne, ce-a fost lucrarea aia amuz 4 ani când ne-ai spus că o să ne deschizi ușurile? Doamne, amuz un an de zile, mi-ai dat un vis, mi-ai spus, mi-ai vorbit printr-o predică, Doamne, și culmea este că am știut că e... Dar unde sunt alea, Doamne? 14 ani așteaptă David că Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și după 14 ani, într-o zi, Dumnezeu îi spune lui David, ok, hai, vino. Unde? Vino să urci pe tron. Eu te pun, nu oamenii. Dacă l-ar fi pus 400 toți, spunea, nu, acum te duci la ANAF și ne dai scutire la toți și spunea, Dumnezeu, eu te pun. Eu te-am ținut în peșteră o perioadă pentru că am vrut să te formez. Eu te-am lăsat să duci lupte prin pustie, să-ți formez caracterul pentru că vreau să porți luptele mele. Suntem, știți expresia aia, pui de avicola, mă, română, găsește, n-ai necum să o traduci un american, pui de avicola. Dar noi înțelegem conceptul. De foarte mult ori noi ăștia, și să unim biserică în incubator din ăștia, pui de avicola, ei vor, gata, ce lupte vrei să dai? Ce lupte să dai tu sau eu, dacă n-am trecut prin peștera aia în care ai biruit toate ispitele alea? Dumnezeu vrea să te șlefuiască pentru că vrea să te binecuvânteze. Știi, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Mă rog să ai putere în seara asta să-i spui Domnului, Doamne, vreau să mă lupt, să biruiesc toate ispitele care vor să-mi fure binecuvântările. Diavolul e un hoț, nu uitați asta. Diavolul e un hoț și un mare mincinos. E tatăl minciunii. Și poate ți-a șoptit insistent în ultima perioadă sub formă duhovnicească, atenție, că se preface și în îngeri de lumină dacă trebuie. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Dar mă rog în seara asta, dacă trebuie să mai aștepți poate încă jumătate de an sau un an, sau doi sau patru, să spui, Doamne, rămân în peșterea asta și voi birui toate ispitele în numele Lui Iisus Hristos. Pentru că merită să aștepți binecuvântarea Lui Dumnezeu. Rogă-te, Domnului, rogă-te Lui Dumnezeu să ai mentalitatea de învingător. Să spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă lupt ca să primesc binecuvântarea Ta. Nu vreau să întind eu mâinile, nu vreau să grăbesc lucrurile, nu vreau să le întrestălmăcesc pentru că m-am săturat. Nu vreau, Doamne, să văd în orice nor de pe cer un semn. Nu vreau, Doamne, să văd în orice semafor, gata, vreau să văd semnul Tău. Doamne, vorbește-mi cum vrei, dar când îmi vorbești, vorbește-mi clar. Și vreau ca inițiativa să vină de la Tine, nu de la mine. Vreau să fie voia Ta, nu forțarea mea. Doamne, am un Saul 2, 3, 4 pe-n viață. Vreau să le arăt ce-i harul. Dacă eu nu o să le arăt ce-i harul, cine să le arate? Dacă Hristos e în mine, Hristosul care e în mine, își va manifesta bunătatea în fața răutății. Vei binecuvânta pe cel care te bleastă-mă și vei birui ispitele astea. Hai să ne rugăm, Doamne. Știu că sunt oameni aici care așteaptă binecuvântări. Rogă-te Domnului să le primești în voia Lui. Amen. Hai să ne rugăm.